Sariști, totul joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Melinda e cu noi, tocmai de la Reghin. Bună dimineața, Melinda. Bună, Melinda. Bună dimineața. Ce mai e pe la Reghin? Da, ce să fie bine. Vreme urâtă, mohorâtă. Să vezi la noi în studio ce vreme mohorâtă e. Frighios cu geaca pe mine în dimineața asta când... Cu emoții. N-ai de ce să de ai ce emoții, Melinda? Dar niciodată n-am intrat în direct, niciodată n-am avut ocazia asta. Pe, pentru cei mai mulți concurenți de la dublu sau nimic, e o premieră directul la radio. Așa că n-aia îți face emoții. Acasă? Da. Mai povestește-ne despre tine, ca să mai intri în atmosferă. Da, ce să spun? Sunt la serviciu cu colegii, așteptăm răspunsurile. Colegi. Vrem să-i auzim și pe colegi. Bună dimineața, colegii! Păi nu ne ajung banii cât colegii. Câți colegi sunt acolo? 1, 2, 3, 4, 5, cu mine 6. Excepțional! Da, dacă vreți mai chemăm. Păi vrem să fie toată lumea. Cu ce vă ocupați? A, noi ne începem toată lumea. Ce faceți voi acolo împreună? Vior. Ce frumos! Alei! Deci sunteți de la Stradivarius? Am dat în lucieri. De la firmele Gliga. Bravo, am înțeles. Vasile Gliga, sigur ați auzit de el. Cum să nu? Luca e mai artist dintre noi. Eu sunt pe instrumente muzicale, dar n-am... Pe să nu-mi dați întrebări grele, că îți plin cu emoții. Dar numai vior faceți, chitări, chestii de genul ăsta, nu? Nu, numai vior, contrabas, violoncei. Am înțeles. Eu vreau un contrabas. Violoncei. No, dacă câștig, eu vă dau. Nu, mulțumim, lasă. Nu vă luați după zaf. Vi-l fac eu. Da, gule. Și se mai cumpără viori în ziua de azi, când totul cu calculator? Da. Da? Da, cum? Da. E ca la polițiști, îți dă o vioară la început când intri în filarmonică. Trebuie să-ți cumperi tu echipamentul. Bine, hai să-i dăm bătaie atunci. Melinda, dacă ești pregătită alături de colegii tăi. Melinda, la cât sunteți acolo, ai toate șansele să câștigi premiul cel mare în dimineața asta. Doamne ajută. Trebuie doar să stăpânești emoțiile, să dai tu răspunsul, să nu se audă strigat din sală. Și da, să nu te încurce colegii mai mult decât să te ajute, să nu te zăpăcească, da? Adică ține și de colegii aici un pic. Da, da. Da? Bine, Melinda, hai să începem. 400 de euro. Aoleu, stai așa, nu? Mamă, a încercat o promoție, dar nu... 100 de euro. Așa. Dacă vrei, puteam să începem direct cu întrebarea a treia de 400 și gata. Nu, plecând de la... Melinda... Atenție. Da. Pentru 100 de euro. Gata, am terminat cu râsul, acum suntem serioși, ne concentrăm să facem bani. Spune-ne, în ce județ se află Delta Dunării? Tulcea. Ne întrebi sau ne spui? Zi un buzău. Tulcea. Tulcea să fie. Ce râde. 100 de euro, Melinda. Au venit foarte repede. Hai mă, Melinda, nu e distractiv? Ba da. Păi și atunci ce emoții? Cum să te distrezi să ai emoții? Că nu merge. Tremuri toată? Da. N-ai de ce. Auzi, nu e niciun coleg pe acolo să vină cu vioara să-ți facă și o cântare? Poate te mai relaxezi un pic? Uite acum le-a venit. Că n-au arcușul. Da, arcușul se face la alte filme. Ați auzit? Stați-o, da. Vă place? Avem și arcuși. Nebunie. Da. Au un arcuș cu care probează alea. Auziți, voi faceți și arcușuri? Da. A, deci faceți toată lucrarea. Aha. Și cum aveți un coleg care se duce și taie cozile cailor pe ascuns ca să facă rost de cum? De unde faceți rost de fire? Ha? Nu. Da, bine. Hai, nu e un secret profesional. Vorbesc și oamenii pe lângă ea. Da. Deja o zăpăcim de tot. Lăsați femeia să-și exact, facă treaba. Exact, nu mă mai zăpăciți, că abia stau în picioare, că tătă tremur. Hai, Melinda, ai 100 de euro și trebuie să ne spui dacă mergi la nivelul următor, la 200 de euro. Vai, nu știu. Nu cred. Tătă tremură. Hai, gândește-te. Îmi dați întrebare grea? Nu e grea, e simplă. De serios. Serios, nu te mint.
No, bine, merg mai bine. Departe. Hai, merg. Morde. 200 da. De euro. De ce ai spus? Melinda? Liniște. Atenție în platou acolo. Liniște în platou. Pentru 200 de euro, la dublu sau nimic, Melinda, spune-ne care sunt culorile drapelului Spaniei. Spania. Zi. Rosu, galben, negru. Rosu, galben, negru. Da. Să știi că colegul a venit bine și la timp. O parte din răspuns. Ți-a zis, da. Unul dintre colegi ți-a zis roșu, galben, roșu, galben, da. Tu nimic. V-am zis colegilor să vă organizați, că mai rău mi-o zăpăciți. Deci a zis în timp, un coleg a zis în timp roșu și galben. Da, dar Melinda de vreo două ori. Melinda, tu n-ai zis până să te hotărăște, ai pus și negru acolo și oricum era în afara timpului. Nu, no, asta ah. E. Ce ai făcut, Melinda? Of! Nu, dar ai depășit timpul, că altfel dacă ziceai, mai vedeam cum o... Da. Tregeam cu negru ăla, că îl puneam la... La chenar. Stem acolo, chenarul ăla. Ce, la băț? Da. Da. Of, Melinda, te-au zăpăcit colegii. Încercăm data viitoare, asta e. Melinda, să ne mai suni, să te mai inscrii, te rog eu frumos. Da, tot timpul. Să știi că ne-a plăcut mult de tine, sincer. E simpatică. Da? No, bine, la revedere, o zi bună. Mulțumim, hai, hai, mai bine, Melinda. Liniștește-te, hai, la revedere, hai, lăsați-mă că m-ați enervat. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.